Deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Exod, capitolul 17, și vom citi de la versetul 8 până la versetul 16. Cartea Exod, capitolul 17, de la versetul 8 la versetul 16. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în dimineața aceasta și după ce citim acest paragraf, conștienți că doar Duhul lui Dumnezeu ne poate pregăti și mintea și inima să înțelegem Scriptura, și să credem și să împlinim Scriptura, ne vom ruga. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Costel Buleandră, este în primul tronson aici, în față. Amalek a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalek, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce îi spusese Moise, și a ieșit să lupte împotriva lui Amalek. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalek. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el și el a șezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte, iar altul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la Sfințitul Soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalek și poporul lui cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Moise a zidit un altar și a pus numele Domnul Steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalek din neam în neam. Amin. Umblarea cu Dumnezeu este atât de frumoasă și atât de complexă încât Sfânta Scriptură alege mai multe metafore ca să ne explice frumusețea umblării cu Dumnezeu. Uneori, Biblia vorbește despre umblarea cu Dumnezeu ca fiind intrarea în odihna lui Dumnezeu. Ai scăpat de poverile și de chinurile păcatului și ai intrat într-o odihnă spirituală. Alteori, Biblia vorbește despre calea credinței, umblarea cu Dumnezeu, ca fiind o călătorie. Și ne spune că noi suntem străini și călători. Suntem în tranziție pe pământ, Înspre o altă destinație. Alteori, Biblia vorbește despre calea credinței ca fiind o luptă. Este o luptă în drumul acesta pe calea credinței. Apostolul Pavel surprinde lucrul acesta când îi scrie lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 și 19. luptă te lupta cea bună, care luptă bună a credinței. Viața de credință este o luptă. Lupta aceasta, pe calea credinței, are mai multe dimensiuni, se poartă pe mai multe fronturi. În lupta aceasta a credinței avem de luptat cu firea noastră păcătoasă. Este o luptă lăuntrică și Biblia ne învață să biruim firea pământească, să nu mai dăm mădularele noastre în robia păcatului. Să ținem lucrurile acestea sub stăpânirea autoritatea Duhului Lui Dumnezeu. Alteori, lupta credinței este o luptă cu păcatul. Păcatul să nu mai pună stăpânire pe voi. Împotriviți-vă! Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Nu le dați în slujba păcatului, ci în slujba neprihănirii. Alteori, Lupta credinței are de a face cu lumea. Pentru că lumea aceasta în care trăim este o lume care merge pe o cale rătăcită. Și Domnul Isus ne spune: „Îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Nu iubiți lumea nici lucrurile care sunt în lume.” Alteori, lupta credinței are de a face cu realități spirituale. Pentru că Biblia ne spune că lumea aceasta este condusă, este energizată de forțe spirituale și ceea ce se întâmplă aici pe pământ are corespondent în lumea spirituală. Ca să înțelegem mai bine acest aspect al luptei credinței, ne vom uita în dimineața aceasta, cu ajutorul Duhului Lui Dumnezeu, la câteva lecții pe care le învățăm din Cartea Exod. Capitolul 17. Acum, Apostolul Pavel ne ajută să înțelegem de ce este bine să studiem și Vechiul Testament. Și ne spune în 1 Corinteni, capitolul 10, versetele 6 și apoi 11. Și aceste lucruri vorbește despre tot ce ne scrie Vechiul Testament. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept, drept pildă. Să ne slujească drept exemplu. Versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră. Învățătura noastră care este scoasă, izvorâtă din ceea ce ne scrie Vechiul Testament. Așa că în dimineața aceasta ne vom uita la câteva învățături spirituale din textul acesta pentru vreme de război. Ca să înțelegem și mai bine acest aspect a lecțiilor pe care le învățăm de la Refidim, este important să ne clarificăm următorul aspect. Între lumea nevăzută și lumea vizibilă în care trăim noi, este o legătură. Ce se întâmplă aici pe pământ nu are cauze doar pământești. Ce se întâmplă pe pământ are cauze în lumea nevăzută, lumea spirituală. Înțelege mai bine acest lucru dacă deschidem împreună Cartea Iov. Cartea Iov, capitolul 1. Cartea aceasta începe într-un mod atât de frumos încât te-ai aștepta să continue în felul următor. Și dacă n-au murit, încă trăiesc fericiți în țara uți. Era în țara Uț un om care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană, curat la suflet, se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Un om credincios, un om neprihănit, un om evlavios, un om moral. I s-au născut șapte fii și trei fete. Are și o familie frumoasă. Șapte feciori și trei fete. Și Biblia ne spune că în toată țara nu erau fete atât de frumoase ca fetele lui Iov. Deci nu aveau probleme nici în perspectiva căsătoriei. Ba mai mult, copiii se înțeleg foarte bine. Nu sunt rivalități, nu sunt dușmănii între copii. Și pe rând, la ziua de naștere a fiecăruia sunt invitați toți ceilalți. Relație frumoasă între frați și surori. Iov, conștient că dacă stau la ziua de naștere, s-ar putea să aibă vreun moment în care să spună ceva sau să facă ceva care să supere pe Dumnezeu. De aceea, în ziua următoare, venea înainte de Dumnezeu și aducea o jertfă pentru fiecare dintre ei. Este un om înstărit este un om care are toate lucrurile atât de frumoase încât ai zice, așa viață da. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis, boi arau, măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sabii asupra lor. i au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer. Și a prins oile și pe slujitorii tăi și a zis și arzi de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldei înșirați în trei cete. S-au runcat asupra cămilelor, le-au luat, au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt de dincolo de pustie, a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Nenorocire după nenorocire. Niște hoarde de sabeni la care nu le-a făcut nimic fără explicație din punctul de vedere a Pământului. Se năpustesc asupra unei părți din averea lui Iov. O distrug și omoară slujitorii. Un foc din cer care cade și distruge altă parte din avere și altă parte din slujitori. O altă ceată de haldei. Se năpustesc și ei, fără niciun motiv, distrugă altă parte din avere și omoară alți robi. O tornadă vine de dincolo de pustie, lovește în casă și o omoară toți copiii. Oameni răi și calamități naturale. Toate vin peste Iov și dacă ne-am doar la pământ, n-ai nicio explicație. Dar într-o zi, Fiul lui Dumnezeu a venit și s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana. Și Domnul a zis Satanei: De unde vii Satano? Și Satana a răspuns Domnului: De la cutrierea pământului și de la plimbarea care am făcut-o pe el. Dintr-o dată, Biblia ne deschide ușa să vedem în nevăzut, într-o întâlnire în lumea spirituală, Dumnezeu și îngerii Sfinția Lui. Și se înfățișează și cel rău, Satana. Dumnezeu îl întreabă: De unde vii? Și el spune, de la cutreierarea pământului, de la plimbare, de parcă ar fi cel mai pasionat turist. Și Dumnezeu îi spune, dacă te-ai plimbat pe pământ, pe robul meu, Iov l-ai văzut? Și el spune, nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui, ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, turmele lui acopărțara, țara, dar ia întinde și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Satana știe exact situația lui Iov. Are fișa completată în dreptul lui. Și îi spune lui Dumnezeu, tot ce face Iov este fățărnicie, este viclenie. Ia tot ce i-ai dat. Și sunt încredințat că te va blestema. Și Dumnezeu îi dă satanei permisiunea să ia de la Iov tot ce are. Și Iov este acum în bătaia atacurilor satanei. Rețineți, vă rog. Unele nenorociri de pe pământ sunt provocate de satana. Explicația este că a căzut în focul puștii lui satan. Dar reținem din Biblie. Satan nu poate merge decât atât cât îi dă Dumnezeu voie. Dumnezeu este cel care îi pune stăvilar, îi pune granițe. Eu intră în această situație în care ce se întâmplă pe pământ are explicație dincolo. Întoarcem la Cartea Daniel. Cartea Daniel, capitolul 10. În Cartea Daniel, capitolul 10, suntem în anul al treilea al domniei lui Cir Persanul. Daniel citește cartea lui Ieremia și înțelege din cartea lui Ieremia că robia este stabilită de Dumnezeu pentru 70 de ani. Se uită și vede că se împlinește 70 de ani. Și Daniel începe să se roage ca Dumnezeu să împlinească profeția și poporul să se întoarcă din robia babiloniană. Versetul 11 din capitolul 10 și citim în continuare. Apoi mi-a zis Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luarea minte la cuvintele pe care ți le voi spune și stai în picioare în locul unde ești. Căci acum sunt trimis la tine și după ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Daniele, când ai început să te rogi, rugăciunea ta a fost ascultată în care zi? În prima zi. Când a fost înălțată rugăciunea, a primit răspunsul. Și un înger al lui Dumnezeu vine să aducă răspunsul. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpetenile cele mai de mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei și acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău. Când Daniel s-a rugat, Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune. Daniel s-a rugat pentru eliberarea și întoarcerea poporului, pentru iertarea lui Dumnezeu și pentru binecuvântarea lui Dumnezeu peste popor. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea, trimite răspunsul, dar în drumul lui de la tronul lui Dumnezeu înspre împăratul Persiei, îngerul acesta se întâlnește cu cineva care îi blochează calea. Descris aici căpetenia Persiei. Și comentatorii spun, nu este vorba de Cir Persanul, că el nu are acces să se lupte în lumea spirituală, ci este vorba de acele puteri demonice, care au influențat gândirea și politica Imperiului Persan. Și când au înțeles aceste forțe demonice că Dumnezeu va schimba cursul istoriei, stau să blocheze îngerul care aduce răspuns. Și lupta aceea durează 21 de zile. În lupta aceasta, îngerul care aduce răspunsul primește ajutor din partea Arhanghelului Mihail, care are un rol special în a proteja din partea lui Dumnezeu poporul Israel. După 21 de zile este câștigată bătălia în lumea spirituală și îngerul vine cu răspunsul pe pământ și îi spune lui Daniel răspunsul la rugăciune a fost trimis de Dumnezeu și a ajuns la destinație. Dar despre ce este vorba? În vremea aceea, în mintea lui Cir nu se dădea o bătălie deosebită din punct de vedere a strategiei politice. În ce direcție se conducă lucrurile din Imperiu? Dumnezeu a hotărât, după 70 de ani, poporul lui se întoarce acasă. Numai că această hotărâre a lui Dumnezeu este împotriva politicilor tuturor imperiilor. Că toate imperiile, când cuceresc teritorii, dezrădăcinează populația de acolo, o duce în robie, o aruncă undeva la marginea Imperiului și o ține acolo ca să nu se mai poată aduna, să nu se mai poată organiza și niciodată să nu mai poată să opună rezistență. Această politică de deportărilor era specifică și înainte de deportările dinainte sau din timpul celui de-al doilea război mondial. Deportări ca să îi dezrădăcineze. Să dai decret imperial ca oamenii aceștia să se întoarcă înapoi în țara lor este împotriva întregii strategii de politică, de administrare a popoarelor într-un imperiu. Dumnezeu hotărăște așa ceva și întoarcerea poporului înseamnă continuarea planului mesianic al lui Dumnezeu. Diavolul vrea să blocheze acest lucru. Și vrea să-l blocheze influențând mintea lui Cir și a sfetnicilor lui ca nu cumva să ducă istoria în direcția aceea. Să-i țină mai departe o robie. O bătălie pentru mintea lui Cir Persanu. O bătălie între sfetnicii lui. Cum să meargă istoria mai departe? Și Biblia ne spune că Dumnezeu la rugăciunea lui Daniel în baza cuvântului lui Dumnezeu, aduce răspunsul pentru întoarcerea poporului acasă. Dumnezeu este stăpân peste pe istorie. Amin. Dar ca să înțelegem mai bine, bătăliile care se dau pentru mintea conducătorilor. Întoarceți, vă rog, la Apocalipsa, la capitolul 16. Apocalipsa, capitolul 16. De la versetul 13. Apoi, am văzut ieșind din gura balaurului, care este diavolul, și din gura fiarei, care este agentul diavolului, și din gura prorocului mincinos, care este purtătorul de cuvânt a diavolului, trei duhuri necurate care se mânau cu niște broaște. Este limbaj apocaliptic și sunt imagini apocaliptice care descriu realități spirituale. Trei duhuri necurate, duhuri drăcești, versetul 14. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă, să-i strângă pentru ce? Pentru război. Mintea împăraților, mintea conducătorilor, este asaltată de influențe demonice. Să le îndrepte mintea spre lucruri care aduc nenorocire. Și Biblia ne spune că duurile acestea s-au dus la împărații pământului, le-au influențat gândirea, politica, la sfednicilor ca să îi influențeze în direcția aceasta demonică. Și Biblia ne spune că împărații pământului au mintea vulnerabilă. În același timp, Biblia ne spune că inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și o îndreaptă încotro vrea el, binecuvântat să fie Domnul. Mereu, mereu, în această lume, este o influență spirituală. Este o influență fie din partea lui Dumnezeu cu oameni care ascultă planul lui Dumnezeu sau o influență demonică de oameni care ascultă de planurile celui rău. Și acum, înțelegând acest lucru, Întoarceți, vă rog, la Exod, capitolul 17. Exod, capitolul 17, ne descrie ieșirea poporului Israel din Robia egipteană după 400 și ceva de ani. Au trecut Marea Roșie. Ajung la Refidim. Este criza aceea de sete și de foame și Dumnezeu le stâmpără setea și le dă apă din stâncă. Și în timp ce poporul se adună din osteneala aceeași încearcă să se pornească din nou la drum înspre țara făgăduinței, ne spune Biblia că Amalek a venit să bată pe Israel la refidim. Amalek este un popor care descinde din Esau. Esau, ne spune Ioan în epistolele lui, este lumesc. Esau este un om al lumii acesteia și îi reprezintă pe cei care sunt ai lumii acesteia. Și Apostolul Pavel ne spune în Efeseni, capitolul 2, voi erați morți în greșele și în fără de voastre în care trăiați o după mersul lumii acesteia. A Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Esau este tipic unui asemenea om și cei care descind din el reprezintă mersul lumii acesteia. Amalek este un popor al lumii acesteia. Și când Israel ajunge la Refidim, Amalek se năpustește asupra lui Israel, pornesc război împotriva lui, fără să aibă niciun motiv. Israel nu trece prin ținutul lor. Israel nu se oprește în ținutul lor. Israel nu le-a făcut niciun rău. Sunt în călătorie după planul lui Dumnezeu. Și Amalec se năpustește asupra lor la refidim și nu este orice fel de atac în cartea de Oteronom 25. De la versetul 17, Biblia ne descrie cum au decurs lucrurile. Aduți aminte ce ți-a făcut Amalek pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra tape din apoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de puteri. Când Amalek atacă, nu atacă din față, unde sunt cei mai vitești, cei mai viguroși, unde sunt cei mai tari din popor, ci atacă unde sunt cei mai slabi și cei mai vulnerabili din popor. Cei care sunt în urmă. Cei care abia se mai târăsc. Cei care, dacă am folosit o imagine din vremea noastră, abia mai vin la biserică din Paști în Crăciun. Abia se mai târăsc pe calea credinței au obosit, sunt descurajați și sunt gata, gata să cadă. Ei sunt ținta preferată a celui rău. Și Amalek atacă exact acolo unde sunt cei mai vulnerabili. De aceea ne rugăm mereu, mereu și spunem, Doamne, păzește-ne pe fiecare, ca nu cumva să rămânem în urmă de turmă, ca nu cumva să dăm înapoi, ca nu cumva să ne complacem în această stare. Păzește, Doamne, și Biserica Emanuel când este atacat Israel, Moise organizează poporul pentru război. Și este o organizare cât se poate de, de neobișnuită. Moise spune Iosua, ia niște oameni, încropește o armată și du-te să te lupți cu Amalek. Acum poporul vine după 400 de ani de robie și în Egipt n-au făcut serviciu militar și n-au făcut tehnică de război. Nu sunt în armați. În Egipt aveau toți o singură calificare. Știți care era calificarea? Cărămidari. Să frământe noroi și să facă din noroiul acela cărămizi. Niciunul dintre ei nu este nici ofițer, niciunul dintre ei nu este nici specializat în tehnică militară și în strategii de război. Și moi se spune, Iosua, încropește o armată și du-te la luptă. Și apoi spune eu mă voi duce pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Nu vi se pare interesant? Singurul care cunoștea tehnică militară, singurul care a fost pregătit în Egipt și era puternic în vorbe și... Faptic, cine era? Moise. Și Moise, care e singurul priceput în arta războiului, spune, Iosua, eu mă duc pe deal cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Dacă ai fi fost în locul lui Iosua, ce ai fi spus lui Moise? Adică tu mergi unde e siguranță, tu mergi la dăpost și pe mine mă trimiți în fața morții? De ce face Moise acest lucru? Ne explică imediat scriptura. Iosua formează o armată, se duce în vale să lupte cu Amalec și situația frontului este una cât se poate de interesantă. La un moment dat. Se pare că armata lui Amalek câștigă și cei din poporul Israel sunt fără vlagă. Și fără explicație omenească, se întoarce frontul. Cei din poporul Israel parcă devin viteji. Nu le poate sta nimeni în față și împing înapoi armata lui Amalek. După care se moaie din nou, nu mai e vlagă în ei nu mai au niciun fel de putere și am aleg vine din nou. Și asta se întâmplă de mai multe ori. Frontul se duce într-o parte și în alta fără nicio explicație de acolo din luptă, de pe terenul din teatru de război. Până când cineva se uită în altă direcție, unde se uită? Se uită pe deal, pe munte. Pe munte este un bătrân de 80 de ani. Și în timp ce jos în vale este bătălie, ce face bătrânul acesta de 80 de ani? Are un toiag în mână și ridică spre cer. Și dintr-o dată în vale se schimbă soarta războiului. Câștigă poporul Israel. Și după o vreme, lasă mâna și se schimbă din nou raportul de forțe în teatru de război. E mai tare amalek. Și iar se ridică mâna. Și că se constată că este o relație directă între mâna lui Moise pe munte și biruința din vale. Aron și Hur înțeleg ceva extraordinar. Ca să câștim, câștigăm bătălia, mâinile acelea trebuie să rămână sus tot timpul. Așa că iau o piatră, la șase pe Moise pe piatră și arun de o parte, hur de cealaltă parte, îi țin mâinile lui Moise ca să le poată ține în sus și să fie biruința de plină jos în vale. Dar de ce ține Moise mâinile sus? De ce le ține? Pentru că cere puterea lui Dumnezeu. Pentru că este Toiagul lui Dumnezeu care reprezintă ajutorul lui Dumnezeu. Că ridică mâinile spre cer și îi cere lui Dumnezeu intervenție pentru ce se întâmplă pe pământ. Și când se roagă moise, Dumnezeu lucrează. Și Apostolul Pavel spune, vreau ca bărbații să se roage în orice loc. Ridicând spre cer mâini curate. Nu ca un ritual. Nu ritualul pe care îl iau unii și crezând că ritualul devine magic, ci ca un îndemn să ne rugăm neîncetat cu curăție de inimă. Pentru că la rugăciunea noastră Dumnezeu declanșează puteri cerești pe pământ. Și de aceea spune Pavel, vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri pentru toți oamenii și pentru împărați. Rugați-vă pentru împărați ca mintea lor să fie influențată de Dumnezeu. Rugați-vă ca mintea lor să fie eliberată de influențe demonice. Rugați-vă ca Dumnezeu să conducă istoria. Pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți, frați și surori. În fiecare zi, unii dintre noi vor fi în vale. Unii dintre noi vor fi în luptă cu Amalec. Copiii noștri la școală, cei care merg la serviciu, cei care stau acasă, tineri, bătrâni. În fiecare zi, unii sunt în focul luptei. Dar oare sunt suficienți cu mâinile ridicate? Și îi spunem, Doamne, îndură-te și dă-ne putere în rugăciune. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Veniți înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeul nostru are toată puterea. Și eu spune, caut un om. Caut un om să stea în spărtură, să înalți un zid. Și Moise în ziua aceea stă în spărtură. Este spărtura aceea prin care Dumnezeu aduce răspunsul ne uităm la ce se întâmplă în lume acum și spunem, Doamne, îndurăte de Rusia și Ucraina. Îndurăte de generarea aceea. Îndurăte de conducătoarea aceea. Mintea lor, Doamne, eliberează-o. Vin în ajutorul celor care sunt în vale. Vin în ajutorul celor care își plâng morții. Ajutorul celor care sunt rănici în n-au în ajutorul fugarilor cu copiii pe drumurile pustii ale lumii. Vin în ajutor, Doamne. Dar ne rugăm, vin în ajutor, Doamne, pentru cei care sunt în robia satanei pentru cei care au căzut, pentru cei care au, au ajuns să fie prinși în mreașa celui rău. Doamne, eliberează-i! Este câștigată bătălia, pentru că este ridicat toiagul lui Dumnezeu. Dar, frați și surori, nouă Dumnezeu nu ne-a dat un toiag. Nouă Dumnezeu ne-a dat o cruce. Este crucea Fiului Său pe muntele Calvar a câștigat bătălia. Acolo a biruit pe cel rău, a biruit păcatul și lumea, a biruit în dreptul tău și al meu și spunem, Doamne, mântuiește poporul tău! Celebrăm biruința Domnului la masa Domnului și îi spunem, Doamne, întărește-ne în Duhul rugăciunii. Ne rugăm pentru cei care sunt aici și sunt încă nemântuiți. Ne rugăm ca Dumnezeu să dezlege orice legătură a păcatului. Ne rugăm ca puterea lui Dumnezeu să vină din cer peste noi. Ne rugăm pentru pace, ne rugăm pentru eliberare. Ne rugăm pentru slava lui Dumnezeu și mântuirea popoarelor.